Salut, Emanuel! Aștept să se mai adune lume. Că abia ce n-am pornit. Până atunci îmi pun și o bază în funcțiune. Mai facem treabă pe aici. Ce voi face în live-ul de azi? Păi, în primul rând va fi un live chill și în al doilea rând o să mă duc să fac ferma. Pe lângă fermă o să mai mă duc să duc lucruri la Jane, gheste în curi, motorașe, chestii. Stai așa că voiam să mai fac niște chestii. Am multe chestii în cap și nu știu cum să... să mă duc să fac repede motelul. Să iau șuruburile și cu grenada. Să mai duc lucruri la settlement ăla, eu zic district, a doua bază. Și nu știu, cam atât. Am zis, va fi un live chill de duminică. Nu va fi nimic wow sau ieșit din comun. Dacă mai prinde vreun event, ceva cu resto, mă rog, chopper event, ceva, mă duc și îl fac. Chestii de genul. Și după ce fac baie, iau frumos lucrurile și dau o tură până la Jane. Sau nu știu ce să fac, să mai aștept sau nu mai aștept. De fapt, nu vreau să fac... Opa. Nu știa de la ziua, de la un moment dat a început să agațe. O, salut Răzvan, salut, salut, salutare chat, salut la toată lumea.
Și mi-am adus aminte, așa. Și bă, asta, să mai deschid 5 legitimații verzi la Polystation. Gata, mi-am adus aminte. Deci, bun, să recapitulăm, să vă zic ce fac azi. Mă duc lucruri la Jane. Fac ferma. Deschid 5 legitimații verzi la Polystation. Mai duc lucruri la a doua bază, la Music District. La districtul acela. Și dau raș la motel. Pentru șuruburi și grenadă. Atât. Adică mă duc la hotel, la motel, iau șuruburile și grenada respectivă. Atât. Gata, așa, am recapitulat ce fac azi. Fiți câte mai de mâncat plăcinta de mere. O, să-ți fie de bine. Cam de câte bandaje ai nevoie la fermă? Bă, eu mi-au 10 bandaje, dar de fiecare dată nu folosesc bandajele respective și mă întorc în care iau 10 și mă întorc acasă, văd că vin cu 16-17 bandaje înapoi acasă. Deci, da. Dar mai bine ar fi să ții 10 bandaje cu tine în caz de orice. Cristi, am și o întrebare. Tu ai ieșit cumva de pe serverul de Discord? La mine deja a început sezonul de petarde. What the fuck, e octombrie. Nici decembrie n-a venit și deja e sezon de petarde. Așa, revenind, a ieșit cumva de pe Discord că am văzut Cristi left the chat sau ceva de gen. Da. Ok. Am luat ban. Și nu poți să-ți faci alt cont și să intri. Și apropo, cine nu e în serverul meu de Discord și vrea să intre, intrați la ultimul videoclip sau la ultimul live și în descrierea lor aveți acolo un link spre server. O invitație. Păi mai multe servere și am făcut alt cont. Aha, ok. Ok, am înțeles. Hai să duc lucrurile la Jane, cel mai bine. Și să duc și capacele astea, scap de ele. Bă, what the fuck, ce dracu-i cu lagul ăsta? A venit horda. Pe bune, enervam rău de tot, agață în ultimul hal. Să duci și șuruburi, nu mai duci șuruburi, că este cetă de șuruburi la mine. Ah, by the way, cine este vechi și știe problema mea cu healerul, nici până în ziua de azi n-a apărut healerul și legenda spune că nu o să mai apară niciodată, așa că Big Blana Chefir, forță Chefir. Da. Frumos, nu? Și acum intru. Ok, Cristi. Salut, Liviu. Salutare. Ce mai faceți, măi, oameni buni? Gata, mersi, mersi. Mersi că ai reintrat pe server. Stau cam prost cu energia. Am 74 de energie, dar nu e problemă că dau benzină. Pe aici un pic, aha, am înțeles. Lasă, e bine, e bine. A, și voiam să vă mai zic o chestie. În fiecare săptămână, duminică, cel puțin așa sper, o să fac câte un live. Deci în fiecare duminică aveți live. Ca să știți. Că n-am mai primit întrebări pe server, când fac live, când nu știu ce. În fiecare duminică fac live.
dacă apare ceva, anunț pe Discord. Am și eu 258 de capace amărâte. Bă, și în chestul ăsta, ce se mai află, mă? O, transmisie, o las aici. Că dacă e să fiu raidat, bine, nu ajung aia în mijlocul bazei. Dar, na, să fiu precaut. Salut, The Life in Raw. Salut. Doar trei pe live, mama. Deja am dat cu băieții comandă de 1500 de lei, să vezi. De Peter ai rup. Aha, ți-ai luat petarde. Salut, Molly. Ce faci, cum ți-a fost ziua? Păi, cum să fie, a fost o zi productivă pentru mine, cel puțin. Și productivă din punct de vedere că mi-am făcut curat în cameră, mă rog, ordine. Și, na, a fost bine. Și am avansat și pe Last de Honor, că na. Apropo, Liviu sau cine e la mine pe server, dacă ați putea să dați cu un everyone pe serverul de Discord, să puneți live-ul pe server. Să intre cât mai multă lume, că acum încep să fac ferma. Mă pregătesc frumos de fermă. Poate mă voi apuca de YouTube. Bă, bro, poți să te apuci de YouTube, dar îți de pe acum, e mult de muncă. Adică la... Eu am 175 de abonați, până am ajuns la 175 de abonați a durat destul de mult. Pentru că durează. Trebuie să ai timp să editezi, să editezi thumbnail-urile, să ai timp de oameni, să fii activ, să le răspunzi oamenilor, să comunici cu ei. Și na, e durează. Dar pe lângă toată chestia asta că durează și îți faci nervi uneori, este și plăcut. Sincer, vă zic, e și plăcut. Stați așa că mi-a scris Long time no see. Știu, am mai făcut. Aha, ok. Blană, ce să zic, multă baftă. Bă, să iau katane sau să iau macete? Ziceți voi, ce să iau, katane, macete, ce să iau? Sau să iau și katane și macete? Bă, eu vreau un din ăsta. Pe granade, nice. Acum le-am văzut și eu. Păi ce să iau, mă? Catane, macete, ce să iau? Ia katane pentru ăștia mai mari și macetă pentru ăștia mici. Fix acum am dat câteva bombe. Am înțeles, Cristi. Deci tu ești pus să dărâmi casele oamenilor. Adică, cred că ești la genul... A, da, vecina de la strada nu știu care m-a... Ia că-i dau acum o bombă să-i dărâmă casa. Doamne. Deci cum a zis... Stai, stai, care are un nume ciudat, The Life in Raw.
Katane pentru ăștia mari și macete pentru ăștia mici. Bă, iau fix așa. 3 katane. Hai 4. Că am și-mi permit. Și două așa. Și o sper să-mi ajungă. Pac, pac. Așa și pistol. Ma, jale pe pistoale. Jale rău pe pistoale. Bă, știi ceva? Ia să mai iau eu o din asta, să fiu eu sigur, sufletește. A, nu, dar dacă e lagul ăsta, e jale. Cu toate că înainte de live i-am dat o optimizare și tot merge ciudat. Salut, The Dark Razer! Faci live în fiecare zi, ra? Nu fac live în fiecare zi. N-am. Imposibil să fac live în fiecare zi. Fac live o dată pe săptămână și duminică. Bag un scrim la 100 de grame la vecinii grup că au sunat la poliție mai de mult când i-am bubuit pe picior și unul ăsta băga cu cobra. Aoleu, Doamne Cristi! Stai prost cu pistoalele? Cam da. N-ai văzut câte pistoale mai aveam? A, nice atunci. Bă, eu aș face live în fiecare zi. Sincer vă zic, aș face în fiecare zi. Dar programul meu de școală efectiv nu-mi permite. Gândiți-vă că mă trezesc la ora 6, la 2 jumate, 2:40 ajung acasă și dacă mai am și antrenament în ziua respectivă, mai mult de o oră și 20 de minute nu stau acasă, că trebuie să plec la antrenament. Și eu, când să fac? Vin praf de la antrenament, fac duș și mă așez în pat și mă ia somn. A, plus temele și de învățat, că na. Câte mai ai? Parcă vă suntem 5 pe acolo, sau 10. Eu zic să faci live cu bombe. Te înțeleg cum e, da, ei, nașpa. Ia! Colector. Ia, uite, m-am luat un cleaver. Nice, îmi place așa. Mâncărică. Ia, brodere. Mă vezi? Ăla-i tatele, ia vin încoa. Nice, l-am bătut, îl bași și pe ăsta. Așa, și acum să vă arăt o eu o schemă. Ia vino tu încoa. Mâine direct trei teste, ai că da. Ce am urât eu toată viața să dau teste la școală. Bă, nu mi-a plăcut. Vai de capul meu. Când auzeam profesorii test săptămâna viitoare sau lucrare sau mai știu eu ce, mamă, Doamne, venea să se iau o piatră, să-i dau în cap cu piatra respectivă profesorului. Eu oricum stau la țară și dacă e fug în pădure cu mumele, dacă e să vină poliția la mine, am motocross. Aha, și pleci cu motocrossul. Mă rup pe aia de franceză și după mă rup pe mama. Bă, și la tine e nebuna aia de franceză. Bă, dacă nu ne-am demunit cu franceza ei, profesoara noastră de franceză, vai de capul nostru, nu mai terminați am în cap. Bine, dar și mișto că dacă îți faci tema, iei puncte în plus și cu punctele în plus poți să-ți mărești nota la ascultare sau la lucrare. Ceea ce este, aoleu, ce aici e, which is very nice.
Ia, nu m-a văzut ăla. Ie, bă. Ia să încercăm o katană. Aoleu. Păi ce cu lagul ăsta, mă? Bă, am și o întrebare. Se vede și se aude bine? Ai backpack-ul cu pisica? Nu. Nu. Îl am pe ăsta cu flutter blotter, mai am unul cu roz parcă și mai știu eu ce. S-a enervat că nu a avut câțiva tema. Am înțeles. La franceză facem ce vrem, că nu prea e așa pe treaba ei și ne mai permite clipuri de 5 minute pe WhatsApp. Da, dacă ar fi și la mine așa... Salut, David! Bă, chiar dacă e live chill, nu uitați butonul de like. Că butonul de like este sfânt. 5 ani de noroc aveți. Stați așa să văd dacă vine asta bine. Perfect. Long time no see, ce faci bro, cum e viața? Cum să fie viața? E... Ce clasă ești? Sunt a 11. Cum să fie viața? Viața e grea, că na. Când ai de o profesoară de genul... La franceză, nu prea e ușoară viața. Eu aștept Halloween să văd ce vine pe la Zionert. Da. Și aștept să vină Halloween să văd ce vine pe la Zionar, dar nu sunt de acord cu sărbătoarea în sine. Nu știu, nu-mi place, îmi dă un vibe nasol. Și nici nu putem copia la franceză pentru că toate sunt diferite. Da, știu, probabil dă pe numere. La prima bancă dă numărul 1, la a doua bancă numărul 2, la a treia bancă numărul 3, la patra bancă numărul 4. Și ca să vorbești cu ăla care are numărul 1, vrei să te întorci, să-ți sprijini la el, poate n-aude. Da, e jale, e nu. Eu totuși, bă, chiar dacă am profesoară de genul, am noroc că ne pune puncte, știi? Dacă răspunzi la oră și îți faci tema, știi? Dar altfel e... ce ai? Oh, shit. Altfel e crimă. Ia vino tu, mă, mai încoa. Stai jos. Așa și vreau maceta. Bă, sper să fie mai tare decât anul trecut la eventul de Halloween. Bă, eu din câte știu n-am prins. Bă, am o profă de franceză, mai de mult are 70 de ani și o căutam arata pe acasă. Îmi place istoria și geografia prostă de treabă, rău, dacă nu știi la cealaltă oră și te ascultă dacă vrei. Și la istorie dacă și jumătate în lecție 10. Da, la mine ce profesor de istorie am. Vei da un raid dacă vei putea? Păi am mai dat raiduri și am dat și raiduri și pe live. Mi se pare că am dat vreo 5 raiduri, 4 raiduri pe live. Nu știu istoria așa și îmi dă numai 10. Da, la mine ca să iau 10 vreau să-i spună lui de istorie 7 lecții. Pentru un amăr de 10. Păi bine, mă chinui să iau un 5 și gata. Deci pe bune, dacă profesorul respectiv de la mine dă test și vrei 10, legit, vrei 10, trebuie să înveți de să
seara capacele și în test să scrii și amănunții cu lux de amănunte, știi? Ce ai? Nu. La mine la istorie e jalea jelii, n-ai. Ia să-l luăm și pe băiatul ăsta. La liceu e bine să te axezi pe română, mate, fizică, chimie și bio. Da. Ne-a pus învăț că lecții pentru un 7. What the fuck? În locul tău știi ce făceam mai, David? Învățam fix pentru 5. Atât. Pe bune, mă, frate, știu că... Bă, știi, să ai note mari, să înveți bine. Bă, dar unii profesori, efectiv la unii profesori, chiar n-ai cum. Ia uite, bă, au venit. Bă, cât damage dau ăștia. Bă, cât damage au dat ăștia, ești nebun? M-am spart. A venit mafia ciorap. Mafia orez cu lapte. Mi-a zis aia de română că nu se mai dă papru. Bine așa. Acum să nu facă chestia aia, bă, nu se mai dă papru, dar spun prea, știi? În pădure la Băneasa, exact, Davide, în pădure la Băneasa, veto! Păi așa am făcut ce era cu învățări lecții pentru un 7, dacă iau pinciul nu mă supăr, exact! Au dat de toți banii, da, au dat de toți banii... Bine care are mura asta, destul de durabilitate. Că dacă n-avea era o problemă. Ia, revegerul. Gheorghe, ia vino tu încoa cu mine. Aolo, stai așa că a prins viteză. Deci dacă îmi dă un vreo frame, chefir... Ia, mai bine cu două, că altfel... Da, mai bine dau cu două hituri, că altfel e jale. Mă scui pe revegerul și chiar n-am chef. Ah, vreau să vă mai zic o chestie, în cazul în care se aude prost sau se vede prost, îmi spuneți. Nu ziceți, bă, se aude prost sau bă, se vede prost. Sau nu știu, a avut jocul lag și nu s-a văzut bine, îmi spuneți, da? Ca să știu și părerea voastră. Pentru că nu știu ce naibii are jocul, mai agață din când în când. Și chiar sunt curios cum se vede pe live și ce părere aveți voi. Stai jos. Am uitat să-mi iau bandaje. Nu e problemă, facem aici bandaje. Se aude perfect, stați. Spor la joc și live. Mersi, mersi, David, mersi. Te țuc.
De fapt, eu cu Delegrade stăm pe spate tot 10, da. Și mâine am test din 3 legende de 4 pagini, plus niște cuvinte le facem. Și faza nașpa e că am și pregătirea la mate și ajung la 11. Am înțeles, ai programul încărcat. Se aude perfect, ok. Calitatea e bună, ok, la latină. O salut persoana de-mi poartă numele. De la mine la școală, unul de-a 8-a a spart roata la aia de română, care a dat unul la test, că a scris pe test, eu nu văd că mă doare în pul. Da, mai ca domn. De unde poți face rost de atașamente pe arme melee, dar să nu fie de la fermă? Păi, cam doar de la fermă. Că din altă parte nu prea e de unde. A, de la airdrop-uri, dar cu alea sunt rare, și de la chesturile de la zone, din nou, alea sunt rare. Băieții, chef de scandal? Nu. Disease Tulf? N-avem. Bine a făcut aia de română o dată. Am știut. Ce level ai la PES? Stai că ți arăt acum. 46 aproape. Ok, acolo sunt rideri. Asta am vrut să văd. Deci facem un felul meteor. Băieții! Bă! Ia uite mă, nu mă văd ăștia. Ia uite, toată șafra lui Papuc. Haideți băieții, haideți, aia zi băieții. Îmi rup armura ăștia, dar aia, n-am ce să fac. Facem uite așa, mai facem uite așa. Le băgăm și pe astea. Oh, shit, 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 shit. Da, greșeala mea. Na, în jocul ăsta mai greșești. Perfect. Mafia lăptic de matcă. Știu un coleg din clasă că faci YouTube. Da. Nu doar unul. Știu vreo și de la alte clase mai știu. Dar în total așa sunt vreo... Sunt 5. 5 colegi. Unii de clasă și alții de școală care știu că fac YouTube. Dar ca idee, să vă zic așa, ca idee, dacă faceți YouTube și aveți colegi panoramă, nu le spuneți că faceți YouTube. Evitați. Pe cât de mult posibil. Nu le ziceți absolut nimic. Păi lăsați așa. Dacă nu știu, vă întreabă dacă faceți YouTube și nu știu, vă uitați pe YouTube să vedeți, nu știu, abonați vizualizările. Și vă întreabă ce e aia, zicea că te uitai pe YouTube la un videoclip. Și scapi ieftin. Ce telefon ai? Am un Huawei P40 Lite E.
Mafia, doamna de mate, te rog, nu în vară. Da, nu în vară, că e nașpa. Da, extrem de bine, asta am făcut și eu. Da. Dacă faci tu, cel mai bine e să nu ziceți nimic. Dacă, nu știu, se prinde unul că faceți YouTube și râde de voi, efectiv nu-l băgați în seamă, că așa i-ai dat apă la moară și nu faceți mai nimic. Și cam atât, cam astea sunt sfaturile mele în cazul în care faceți YouTube și sunteți cu niște colegi panoramă în clasă. Hai că te las, mai vorbim pe Discord, spor la live. Mersi, mersi. Ne auzim pe Discord. Salut, Cornel, că sunt colegi din aia care nu înțeleg ceea ce faci, zic că te faci de râs și chestii din astea. Exact. Și te faci să simți de căcat. Exact. Salut, Cornel, cred că ți-am mai zis o dată, dar îți mai zic acum. Salut. Exact. Bine punctat, Da, The Life in Raw. Crede, m-am trecut prin chestia asta și nu e plăcut deloc. Și când ajungi mare și apreciat de lume și urmărit de lume, efectiv nu vor recunoaște că au făcut mișto de tine. Știi? Spunându-ți că, vai, Doamne, prin chestia asta nu o să ajungi nicăieri, nu o să devii cunoscut și că vei fi un ratat în viață. Da, mă rog, pana mea cine le recunoaște. Dacă sunt oameni de genul. A, uitați să vă zic. Mă rog, să vă arăt. E, deci am extra pocket. Ce, cine mai e ca mine? Și bulgărul de level 3. La level 190. Tocmai acum. Forță, nu? Ce să zic? Battle, aia zic. Dar mă rog, eu am avut noroc să le zic colegilor ăstora de canalul meu de YouTube și n-au făcut mișto de mine. Pentru că colegii cu care vorbesc eu, care sunt și prieteni, au capul pe umeri. Și înțeleg ce fac și cum fac. Nu sunt bătuți în cap. Salut, Piti! Salut, salut! Că eu nu înțeleg cât de multă muncă depui pentru chestiile astea. Exact. Cât timp depui, câți nervi, cât stres. Bă, cum e la voi aia de mate? Că la mine ce le iau note doar pe test și în rest nu știu nimic. Da, la mine nu e, eu nu mai fac matematică, că sunt, na, a 11-a. Sunt a 11-a și, na, nu mai fac matematică. În schimb, am 2 ore de latină, 3 ore de franceză, vreo 4 ore de engleză, vreo 4 ore de română. Na, nu vreau să-mi imaginez, e nebunie. Da, și cam asta e cu colegii. Și sper să vă fie de folos sfaturile pe care vi le dau. Oh, uleu!
Aoleu, Doamne, de unde ați venit? Ăștia rup armura, bă. Cât sunt, mă, acolo? 2, 3, cât sunt? Mamă, 3, ești nebun? De ce nu mai faci? Dacă ești la uman, matematică, mai mult română și latură pentru cei ce nu știu. Exact, sunt la profil de filologie. Asta ca să știți. Și ca idee, dacă e să intrați la anul la liceu, dacă sunteți pe 8-a sau mai știu eu ce, chiar vă recomand să vă duceți la filologie și la, mă rog, mi se pare că la SS nu se dă matematică. Să vă alegeți un profil unde nu se dă matematică. Credeți-mă, o să vă fie mult mai ușor. Salut, Alin, nu e bună școala, băieți, da. Băi, nașpa, când ești mai mic și începi prin așa zi, să zici că la niște copii orfani și după aia zice la toată școala, da. Și toți fac mișto de tine, da. Mă, aia, lasă-i, dacă n-au minte. Mai am 2 ani, bro, oh, mai ai. Mai ai, mai ai. Știți care e chestia? Oamenii care fac mișto de voi, să știți o chestie de la mine. Fac mișto din cauza că sunt invidioși. De ce? Pentru că voi, probabil, aveți like-uri, aveți vizualizări, vă apreciază lumea și ei sunt la genul, oh, ia uite mă, uite eu nu pot, hai să fac mișto de ăsta, știi? Pentru că așa e făcut om. Ia să vedem. Da, hai că ne-a picat dacă e. Așa sunt oamenii răi. Și până la urmă trebuie să vă obișnuiți cu chestia asta că... Na, până așa e, așa e natura, efectiv. Salut Dante, am luat knife pe AK, nice, și eu am luat knife-ul pe AK. Ce ai în plan azi? Păi am terminat ferma, vreau să mă să deschid 5 legitimații, vers la police station, să dau un rush la motel și... Și să mai duc chestii pe la baza aia a doua. E o vorbă veche, nu spune mintea cu prostul care mintea odihnită. Da, corect. Nu uitați de butonul de like. Nu uitați de butonul de like, că butonul de like e sfânt. Ia? A, da. Bă, dar toți și-am luat un M16. Bă, am luat chestii bune, ești nebun? Lasă telefonul că... O să am la telefon, o să mă satur.
Ai resursele pentru baza 2, eu sper că le am. Din câte știu, l-am mai dus. Am mai dus resurse, dar vreau să văd ce resurse mai cere baza aia. Că dacă cere piele, am piele. Cupru nu dau. Nu. Cupru chiar nu dau. Și, nu știu, cam atât. Vreau să adun toate astea. Deci am venit cu un pistol și am luat 2 M16-uri. Luați-o pe asta. Aha, au ieșit băieții la scandal. Ai ajuns la minivan sau încă? N-am ajuns la minivan. Cum e cu engleză la tine? Că la mine e ok profa. Bă, și la mine e ok profa de engleză. Chiar e ok. Nu te vrei că nu se întâmplă nimic. A, am înțeles. Trebuie să dai parcă 40 cupru. Da, când am văzut și acolo 40 cupru, crede-mă, era să fac infart. Trebuie și cupru și stil. Da, am văzut și cupru și stil. Gen di riga, aha. Bă, forță. Dacă și la tine profa de engleză e ok, e bine. Din nou, nu uitați de butonul de like. Și în cazul în care sunteți noi, nu uitați de butonul de subscribe. Și ăla vă aduce noroc. Bă, eu cred că am adunat tot. Aha. Hai, pleacă. Așa, pe aici am luat tot. Aici am luat tot, bun. Bro, mă duc să mă spăl, bye bye. Bye bye. Nici eu nu prea mai am cupru, parcă 200 n-ar se face ușor. Bă, da. Gândește-te că eu nu mai am cupru deloc, nu mai am cupru deloc în bază. L-am făcut pe tot stil. Bă, pe tot. O bucată de cupru n-am iertat. Aoleu. Stai, cum vine, mă? Așa. Na, ce ziceam? 10 bandaje. N-am venit la fermă cu niciun bandaj, când ar fi indicat să vii cu bandaje, cu 10 bandaje și vin acasă eu cu 10 bandaje. Când n-am dat niciun bandaj. Blană, nu? Și eu am vreo 600 stil, aha, da, bine. Dă și mie. Te rog frumos, chiar am nevoie.
Dar îmi trebuie că tot dau upgrade la chesturi. Da, știu cum e. De curiozitate, câți stile ai? Vreo 5 stack-uri. După ce termin gardul, te pune să faci mașina și garajul. Da. Ia uite, mă, n-am nimic în extra pocket. Mi se pare că mai îmi trebuiau foarte puține din alea wiring-uri și terminam gardul. Cred că 6. 6 sau 8. Astea le iau să nu le uit pe aici. Astea se mănâncă astea la fel. Pe astea nu le mănânc, să nu credeți că așa. Mă rog. Așa, așa. Așa și așa și gata, mai fac eu o tură, că na. Mai fac eu o tură când o fi. Aha. Așa. Gata. Nu dau nimic. Ai 600 stil și 200 cupru sau cât ai zis tu acolo și nu dai nimic. O să încerc să farmez pentru pereți de level 5. Îmi dau seama. Am și vreo 200 titanium, mai trebuie vreo 200, adică vreo 400 titanium. Ce atașament ți-a picat? Un bullshit, nu contează. Pe macetă mi-a picat o... Se poate numi atașament? Oh, mai deschis la bunker? Da. Deci, în momentul în care o să mă duc să deschid alea la Police Station, iau frumos și toate atașamentele și le duc la bunker. Că am mai adunat. Nu știu cât am adunat, dar am adunat. Ai nevoie de C4 la greu. Eu pe ăla îl folosim până de curând, deci nu e caca. A, las că văd eu acum. Ia mă, ce mi-a picat mă mie aici? Ăsta? Parcă ăsta mi-a picat. Păi mai bine îl fac pe ăsta. Că din câte știu e de 5 ori mai bun. Am deschis și eu o cutie pentru cine a văzut videoclipul. Am deschis și eu o cutie din asta, un shulkan box și acum am și eu spațiu. Arunc frumos itemele acolo și fac eu ordine când o fi. Bă, iau frumos ăsta. Și mai iau maceta asta începută. Și iau și așa. Și las armura asta, mă duc la motel. Farmez titanium, fac laboratorul la greu și pică de acolo. Și așa am să rog C4 în bază, am înțeles. Dar am 15 floppy nedeschise. O, părpăr ca la supply. A treia în inventar. Ia uzi.
Junkyard. Nu mă duc. Eu care credeam că e restop. Ia mă să vedem, mă, ce mai e pe la motelul ăsta, mă? Aha, am înțeles, fresh. Easy. Bine, când ai macet, normal că e easy. Ia ce pică de aici. Caută cărbuni, dă-i încoace, am nevoie. Opa, nice. Perfect. Am văzut ceva, stați așa, că am văzut ceva. Perfect. Asta voiam. Bă, dacă tot sunt aici, să iau eu butelia asta, să o pun și să iau grenada. Să scap de o grijă. Că până la urmă e o grenadă. Stai jos, stai jos acolo. Nice, grenadă, buți, perfect. Nu e problemă, fac o armură cu ei. Ne, nici cu grenada aia nu se mai merită în timpul la hotel. Bă, știu ce zici. Da, na, fac motelul mai mult pentru povestea asta. Pentru act. Pentru șuruburi, na. Ia, ăsta se scoală de aici, normal. Bă, ca idee, hai să pun și un migăul, că am zis că deschid alea 5 legitimații, la 15 like-uri deschid legitimațiile. Mai avem nevoie fix de 3 like-uri. Ia! Ia uite-l pe ăsta! Perfect!
Și nu mai apare niciunul din câte a ăsta de sub pat. O, salut, corupt kill, salut, salut! Păi la șurubele sunt în subteran, știu! Salut, corupt! Corupt, așa, corupt. Nu de altă dată sunt rărei, ci să nu se înțeleagă corupt sau mai știu eu ce. Salut, Gabi! Bine, colupt! Poftă bună! Nici o problemă, Radu, ai spus bine. Mă bucur. Da, am zis că sunt rărei și... Bine să nu se înțeleagă, știi altceva. Colupt, cu o fupt, cu nu știu ce. Că mi s-a mai întâmplat. Bun, am luat șuruburile, o tăiem de aici. Salut, Sebi! Ia zi pura! Deci nu uitați, la 15 like-uri deschid legitimațiile. Bine, am zis chestia asta să se facă mai repede 15. Deschid legitimațiile. 5 legitimații verzi. Nu vrea să dai spanul la fără, trebuia să-l întrebăm cu ce echipă ține mai întâi. Aoleu. Bună idee. Cam sunt 15 like-uri, la mine e delay. 16, vă mulțumesc. Nice. Vă mulțumesc. Bă, vă zic de pe acum, la mine e delay. Cu like-urile. Adică dacă, de exemplu, dacă voi dați acum like și sunt 15 like-uri, like-ul respectiv o să-mi apară după vreo 5 secunde, 10 secunde, parcă nu mai știu cât am setat. Și la chat e delay, ca să știți. Așa. Să lase astea pe aici. Așa. Vreau să iau astea, dau o tură până la districtul ăla. Las frumos buții pe aici pe undeva. Uite, aici las. Și dăm un travel. Ți-am zis, bro, ok. Dacă ziceai real, îți dădeam toți report. Îi dădeam de toți report, a. Bă, na. Bă, echipa mea preferată, ca să știți, e PSG-ul. Ok, am terminat și am rămas cu astea și cu astea ce fac? Ma, 60 piele. Ma, 20 de dast. Ma, și 40. A, oleu.
Cred că nu mai bag nimic. M-am calmat. Nu, nu aici. Unde voiam, mă, șuruburi? Care voiam, mă, șuruburi? Ăsta nu, primul parcă. Așa, și cu astea ce fac? Ești de-al meu, da. 17 like-uri, nice, vă mulțumesc, let's go. Le mănânci, hai că le mănânc, da, da. Doar la PSG mă uit, bă, PSG-ul e mișto, e mișto PSG-ul. Ce e PSG? Echipă de fotbal. Din Paris. O echipă de fotbal din Paris, Franța. You football. De ce you football? De ce? Fotbalul mișto, mai ales secvențele alea mișto. Da, nu știu ce să fac cu chestiile astea, le mai păstrez. Bun, se iau frumos alea 5 legitimații. Că a venit timpul. Așa, ăstea îi dăm delete. Ah, și voiam să mai mă uit la o chestie. Perfect, 5 și voiam să mai iau... atașamentele. Ok, două aici. Aici n-am nimic. Gata, am revenit. Trasa sau Paris, hotărăște-te. Din Paris. Amsterdam. Amsterdam, what the fuck, nu era din Paris? Eu la fotbal prea am minci în cap și fugeam ca un handicapat o oră. Nu am primit destule minci, dar sunt bine. Bă, eu când jucam fotbal eram portar bun. Și nu eram gras când eram mic. Efectiv, săram după mingi. Săram după mingi și le apăram. Tare. Da. Eu eram un bun spectator. Cine știe, cunoaște, da. Bă, prea repede până la bunker să las aceste atașamente. Și după la police station. Jos. Opa. Ia. Ia mă, ce mai făcut mă pe la colector? 5 steluțe, let's go. Ok, am 6 floppy discuri, doar că nu le deschid, pentru că momentan n-am level 15.
Ok. Ok, și heal, bun. Poftă bună, Radu, da, mulțumesc, Gabi, mulțumesc, apreciez. Când jucam fotbal la școală, tot timpul cineva se enerva și nu mai juca și după nu mai juca nimeni. Da, am pățit și o chestie asta. Ba, se supra ăla și pe urmă nu mai juca nimeni. Sau dacă chiar voiau unii să joace, efectiv se duceau la păprățel și jucau păprățel toată ora. Am apărut 200 luțe, nu am avut la ce să le deschid. Da, probabil ai toate skinurile și na, când apare asta aici cu rewards, îți apar toate astea, already owned. Adică le-ai deja pe toate. A, pe bune. E, nu e problemă, deschidem la Police Station atașamente. Ia să vedem, numai aici un poster pe aici, mă. Mă, băieți. Eu le deschid pentru skin-uri. Păi, normal. Eu am 682 de stele. A, știu, Gabi, știu. Aia e aproape 700 de stele. La mine mai mult eu și alți băieți jucăm fotbal, dar fetele nu prea joacă. Fetele nu prea joacă, dar na. Eu am cel mai mult 5. Bă, vreau să vă întreb o chestie. Să dau repede o tură prin bunker să văd dacă mai găsesc postere din de genul. Că eu chiar aș da o tură să văd dacă găsesc ceva. Dar înainte de asta să-mi iau apă și mâncare. Iar eu am de-abia 50 sau 67 stele. Găsești garantat. Ok, atunci mă așteptați puțin să dau și eu o tură repede prin bunker să văd dacă găsesc ceva. Este una sus de tot lângă minigun. Mi se pare că am luat-o, dacă te referi la minigunul ăsta de aici, am luat posterul respectiv. Hai mă să dăm repede o tură prin bunker. La o plimbare prin bunker. Da, am luat-o. E bine. E bine, e bine. Normal că e bine. Cum să nu fie bine? Adică, na. Ce naiba. What? Și a scris aici, Alin? A, n-are Glock. A, n-are mere și pere. Haideți mă băieți, la o plimbare prin bunker. O, salut Cezar, ce am pierdut? Păi ai pierdut cum am făcut ferma? Cum am făcut motelul, dar motelul, na, nu cred că interesează pe cineva cum fac motelul. Ferma și cam atât. Mă rog, cea mai importantă chestie e că o să deschid 5 legitimații verzi la Police Station, deci ai nimerit bine. Dar după ce dau o tură de bunker să văd dacă găsesc postere pentru colector. Nu le dă la toți la fel postere, eu am primit-o lângă dulap. Da. Știu chestia asta. Că, de exemplu, poate ție ți-o dă lângă dulap și mie mi-o dă, nu știu, lângă terminal. Uitați, eu am găsit posterul ăsta aici, da? Voi nu o să-l găsiți tot aici, o să-l găsiți, nu știu, ori aici, ori aici, ori în altă parte. Na, depinde. Ok, pe aici nimic, pe aici nimic. Cred că e un singur poster pe flor. Și atât.
Mai ești nimic. Aici nimic. Ia să intru aici să văd dacă găsești ceva. Aici nimic. Și aici nimic. Eu nu am avut în baie. Da, corect, vezi? Dacă ai avea predorințe, ce ți-ai dori? La 4 ai 2, cred. Deci dacă am predorințe, ce mi-aș dori? Păi prima dorință ar fi să-mi doresc mai multe dorințe. 5 dorințe, deci practic 5 cu 2, 7. Și acum am 7 dorințe, bun. Prima dorință îmi doresc ca eu și toți cei din jurul meu, familie, prieteni, să fie toți fericiți. A doua dorință, toți să aibă bani. Bă, bani căcălău. A treia dorință, să fiu împlinit. A patra dorință, să fiu, nu știu, nou fericit și cam atât. Mă rog, dorințelor. Mi-aș dori să-mi doresc. Cum se numește aplicația cu care faci live? Se numește Mobizen Live. Nu știi regula dorințelor? No. Te rogi la Sfintele Dorințe. Ia mă, găsim ceva. Aici nimic. Aici nimic. Aici nimic, în cușca lui The Blind One, ia să vedem. Da, nimic. Bă, sper să nu dea în camera aia cu spită. A, perfect, uite aici. Oh, perfect. Mi-am adus aminte că am skill-ul de... Am skill-ul bulgar maxat. L-am de level 3. Yeah, două grenade, nice. Nice, nice, nice. Perfect. Și e și mișto melodia asta, îmi place. Aici nimic. Aici nimic. Da, cred că atât. Da, atât a fost. Ia să vedem. Intrăm la colector. Bă, și n-avem niciun take-all? Pe bune? Bă... Nou pe live, 10? Mamă, 10 persoane pe live, let's go, vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Nu ai nevoie să-ți dorești mai multe dorințe, nu ai voie să-ți dorești dragoste sau să se întâmple ceva rău altora. Mi-aș dori o gumă și două pungi de la Penny. Mâine școală, aoleu, mâine încep la 9. Ai luat postul de la motel? Da, da, da. Normal că l-am luat, cum să nu-l iau? Doamne, ferește. Păi ești nebun, două grenade, mă? Cu alea 15-17. 15 de acasă, 17 grenade, de bine! Nu-i rău deloc! De la fermă? Da, am luat și de la fermă. Vreau să las aici pantalonii. Să las ăsta aici.
Lasă asta aici. Apa și mâncarea. Și să las și steluța aia. Băi, eu sper să am loc de toate chestiile astea. Că până la urmă iau destule chestii de la Polystation. Mamă, puțin mai am, foarte puțin. Și la level 15 iau MGL. Când o să strâng mai multe MGL-uri, o să fac frumos un live. Când o să am și eu vreo 5-6 MGL-uri. De ce nu... De ce ai un mil de backpack acolo, what the fuck? Nu mai știu, mi se pare că l-am scos, n-am vrut să-l mai iau acasă și l-am lăsat acolo. De la Bravo benzinărie, la benzinărie am luat. Pădurea vrăjitoare n-am luat, de la turnurile, de la turnuri, poliția acolo mai sunt. Da, mă rog. Nu stau să mă duc la fiecare locație. Nu, Delta, dar mi-e cam puțin lene. Bună idee, da. Ei, lasă-l aici. Până la urmă nu mă încurcă cu absolut nimic. Ar trebui. Știu, Gabi, ce zici, dar... Ți-am zis, mi-e cam lene. Ia mă, ce mai dă mă colectorul ăsta, mă? Un motoraj spray aluminium, o katana, 5 steel plate, un reanimator, 20 de steluțe și un neuprelzer. Aha, și de postele astea roșii cred că fac rost de ele de la laborator, probabil. Da? Puturosule, la muncă cu tine. Ah, ăla Gabi. Nu sunt puturos. Dar efectiv acum n-am chef. Plus cât timp mai e din colectoria asta să mă uit. Trei zile. Am la timp. Bă, unde-i posterul ăla, mă? Da, am înțeles, trebuie să fac... Ia ziceți, mă, băie, sunteți pregătiți? Ziceți repede ce pică, ești leneș. Bă, da, sunt și leneș. Așa am zis și eu. Nu le-am anulat pe toate. Cum nu, Gabi, nu ești pregătit, bă? Tu vrei să fii cel mai pregătit dintre pregătari. Hai, mă, hai, să deschid prima cutie. Și eu sunt leneș, deci stai liniștit. Aia zic, aia zic. 3, 2, 1. Nu cred că e bun. E bun? Suntem foarte pregătiți, aia zic. Aia zic, Răzvan, aia zic. Blană. Bun, a doua. Pe un cister nu prea mă interesează. A, bă, iar pe ăsta. Bă! Ha, mă.
Da. Ha, măcar sunt noi, dar mi-au picat două atașamente la fel pe Winchester. Bă, cum? Improved stock? Improved stock. Improved barrel. Ia uite-mă, ăsta e... Na. Bun, facem și noi așa. Perfect. Lăsăm la chopper și mai fac o tură. Poți să deschizi și cutiile astea, nu? Hai că le deschid. Nu, am pierdut cutiile, nu-i nimic, Cezar, chiar nu-i nimic. Uite aici lootul de la cutii, în afară de gun oil și de astea două grenade. Stai cam Cezar. Bun, hai să deschid și eu cutiile. Sawblade. M16. Macetă. Shotgun. Katana. Mulțumit, perfect. Chiar e bine. Trei macete. Patru macete. Două katane, un shotgun, un sawblade. Un pistol și un M16. Perfect. Nice. Chiar e ce trebuie. Salut, Crystal Lit! Salut, salut! Ce prezență, Crystal! Acum n-ai mai venit pe final, ai venit aproape de final. Ia! Restop! Perfect! Să nu pierd restopul. Porți căști? Nu, nu, nu. Vocea mea e captată de microfonul de la telefon. Ai cumpărat PES-ul? Nu. Nu am energie că mergeam la Alfa. Dacă nu mai era timpul ăla la Alfa, cred că mă mai duceam încă o dată să mai fac bunkerul. Nu uitați de butonul de like. Cred că facem și noi 20 de like-uri, nu? Ah, trebuie să las astea, mamă. Dacă facem 20 de like-uri, suntem forță. Suntem cei mai buni. Păi ce-mi place cutia asta, mă. Cât spațiu am. Chiar e ce trebuie. Perfect, să plecăm. Guess I didn't know it went this way, way. One drink too much.
Azi am câștigat un giveaway la 1 cu un comentariu pus la mișto. Da, ce să zic, bulan, bravo! Ia uite, și ce ai câștigat la giveaway? De curiozitate, ce ai câștigat? Salut, vărule, ce zici, vărule, nu te-am mai văzut de mult, vărule. Hai, vărule, că dacă zici goodbye, te împușc. Hai, vărule. Aha. Ce văr ne simți, bă, un prădător. Nu mai vorbesc în viața mea cu el. Un prădător chiar în halul ăsta, mă. Nice, am luat armura asta de militară, 17 cuie. Oh my god. M16, bă, ești nebun, câte chestii. Și atât. Salut you, salut Sidewinder, salut, salut. Salutare la toți. like-uri. Am zis, dacă facem 20, suntem foarte rău de tot. Suntem cei mai buni din curtea școlii. Asta o lăsăm aici. Așa, așa. Facem, uite, așa. Băi, demonul ăsta e full. Perfect. De la cine era giveaway-ul? Venom Gaming. Îl știu. Ac Premium, 1000 de coinuri, 5 file, 50 energie. 50 de brincuri cu energie. Bine! Frumos giveaway. Chiar frumos. Pipe. N-a fost să fie. Așa, ne umplem chopper-ul. Mă rog, mult spus, ne umplem chopper-ul. Păi, dar ce am pus eu asta aici? Gata, plecăm. Asta e nouă giveaway pe last. Bă, da. Cum particip că vreau și eu. Bă, probabil scriu un comentariu în secțiunea de comentarii și se ia prin extragere. O să iau act premiu, că restul nu-mi trebuie. Ce îți dădea? A, n-ai nevoie de 1000 de coinuri, nooo. Nici de 5 file, nooo. Și nici 50 de brincuri. No, n-ai nevoie. În locul tău le luam pe toate. A, sau te pune să alegi.
Nu mai am ce face cu file. Mă pune să aleg. Aha, ok. Stați, nu săriți pe el, nu săriți pe el. Nu știam că trebuie să aleagă. Stați așa, nu săriți pe el. Mă. Regula. Când închid muzica, se apropie sfârșitul live-ului. Mai stau puțin cu voi, 10 minute. Mai vorbesc cu voi, câtă baterie am? 64. Mai vorbesc cu voi. Ne mai zicem ofu. Și dacă vreau să sar pe el, ce cu mine? N-am nimic cu tine, Gabi. E părere, e... Auzi, părerea ta, e alegerea ta. Îți dau un singur premiu, nu îți dau mai mult de unul. Aha, credeam că se le dă pe toate. Zi, mamă, parcă e cam bine. King, îmi plac fetele, scuze, nu-mi plac băieții. Auzi, mă, Gabi. Cum a fost povestea tairuniană de ieri? Prăjită. What the fuck, despre ce vorbiți? Vezi că te gândești la prostii. Să-ți fie rușine, Crystal. Cum să faci așa ceva? Să te gândești la prostii, doar... Nebunule! Da. Mă rog, dacă aveți întrebări, da, nu pot să pronunț râu, că da, sunt râit. Mă rog, dacă aveți întrebări, nu știu, dacă aveți să-mi spuneți ceva, puteți să mă întrebați acum și să-mi ziceți acum. Ah, și acum că sunteți mai mulți și că pot să vă zic chestia asta. În fiecare săptămână, duminică, fac live. Deci asta va fi programul meu. Dacă reușesc în timpul săptămânii să mai postez un clip sau două clipuri, e bine. Dar garantat, dacă nu intervine ceva, o dată pe săptămână, duminică, aveți un live. Ai vrea să fârcuri caracu? No, eu am 4 să fârcuri caracu. Nu sunt ca el. Care formula tangente? Nu mă lua, frate, cu matematică, că sunt bâtă, nu știu nimic. Nu mai fac matematică de nu știu când. Formula lui Delta. Stai că o știam. O știu, dar nu vreau să o zic. Ce opera a fumat Blaga? Iarbă, cocaină, marihuana. Stai că știam formula lui Delta, mă. A ori B minus B păpta, parcă, sau plus B păpta. Nu mai știu. Nu mai știu. Ce a găsit și el. Ce e aia Delta? O să înveți în a 10-a, probabil. Sau a 9-a, nici nu mai știu când învățai formula lui Delta, parcă a 9-a sau a 10-a, ceva de genul. Cum se numește femeia care știe tot timpul unde este bărbatul? GPS. Nu-mi place cum sună. Da, cam așa. Văduvă, Cornel. Văduvă. Aoleu, ce glumă. Ce glumă, prițar familia. A, nu e văduvă, dar ce e?
Minus B la a doua plus 4 la C parcă. Parcă nu era minus B la a doua. Știu că la un moment dat era cu B pe prat. Și B simplu, adică fără minus. Da, n-am spart de râs. Am râs de mi-au sărit plombele. Da. Gata, am râs. E cu minus. Bă, după ce închid live-ul, o să mă uit special, o să caut formula lui Delta să văd cum era. Că eu o știam. Și mai era aia, X1, X2 și trebuia să scrii formula după ce aflai Delta. Pe o bere. Pe nicio bere, pe nimic. Ia uzi la Gavi, pe bere. Și la tot cu minus. A plus B minus B pătrat plus 4AC. Parcă așa era. Pe o scrie de codnari. Ia uite, bă, ce știți voi. Acum, pe o sticlă de Cavador, pe o sticlă de Jack Daniels, pe o sticlă de G&B, pe o sticlă de Absolut. Cavador, aia zic. Brah. Nu mai beți pe chat. Taci, bă, Cornele, că tu ai dat poză pe Discord cu bera în mână. Pe un butoi de vin. Pe o scălă de săniuță, da, vrei să mor? Aia are gust de spirit. Din câte știu. N-am băut. Nu pe o scălă de Jenkins, lol. Asta voiam eu să spun. Bă, și mai era una tot așa de whisky. Nu era nici G&B, nici Jack Daniels. Nu mai știu care era. Să ne să bea și mor. Bea și mor ieri. Aha. Așa ai auzit, presupun. Da. Copii, nu beți. Nu e bine. Cel mai bine beți apă. Oricum, după două gururi, nu mai simți gustul. Ia uite ce știe, ce știe aici, Gabi. Mai bine bei doi cai frumoși. Lăsați bă beutura, că nu e bună. Aia zic Liviu, aia zic. Nu e bună. Da, apă for the win, exact. Beți apă, apă cea mai bună. Sau suc natural. Sau motorină, da. Ce faceți aici? Mă băg cu motorină. Mă apuc de băutură. Doamne. Beți Mona, what the fuck? Copii, spuneți nu la alcool. Dați-l mie. Dați-l glugabi. Că se plimbă limba în gură, da. Apă de izvor mai repede că mor, mai repede că nu mai pot. Cred că cuvintele astea le spui în momentul în care bei săniuța, a? Mona e spirit. E bine să lași băutura, însă nu e bine să uiți unde ai lăsat-o. Da. Mona, bei după ce ești imun la Jack. După ce bei săniuța, nu mai spui nimic. Normal că nu mai spui nimic, că ești undeva prin pământ. Da, mă, băieți, am stat destul. O oră 46. Eu nu mai stau, vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine pe live. Și apreciez că stați cu mine. Îți face ficatul poc. Da, sunt convins. Așa, revenind, vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine pe live.
Te scola o sticlă de giucu? Nu. Nu. Noapte bună, Radu. Ok, din nou. Reiau. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine pe live. Ne vedem pe Discord. Cine nu este la mine pe Discord și vrea să intre, aveți linkul în descrierea ultimului videoclip sau ultimul live. Și ne vedem data viitoare pe live sau probabil cu un videoclip pe canal. Oricum, până data viitoare v-am salutat, aveți grijă de voi și lăsați băutura că nu este bună. Beți apă.